mai este autobuz care să vină, asta este problema. Păi de ce nu anunța la 9? Acum am sunat. Vă pare rău? Foarte rău. Prefectura Vaslui a solicitat sprijinul unităților de învățământ pentru a umple dealurile cu voluntari. Organizatorii au omis însă cel mai important lucru, asigurarea mijloacelor de transport. Elevii care s-au trezit cu noaptea în cap, dar și cadrele didactice, au rămas de izbeliște în centrul civic. Sunt copii care au rămas în oraș special pentru această activitate. Sunt în urmă, mai mici, îi trimitem acasă. Cei care au ajuns totuși după un drum destul de obositor s-au așezat să se odihnească. Unii, după atâta muncă, au rămas cu sapele în mână, alții au vrut să imortalizeze cele mai frumoase momente din timpul acțiunii de împădurire. Și nu ați venit la plantă? Da, da. Am unii de hârliet. Mai ne spune că am dreșit mai des. Unii de hârliet. Da. Și vă plictisiți aici? Nu. Da. Abia am ajuns. Ne-am venit pe șeful. Păi abia de ajuns. Da. A fost greu drumul, vă zic. Da, da. Ce se face? Dumneavoastră ce sunteți? Fotograful de ocazie? De serviciu. Păi și acum cu ce o să mai plantați dacă e asta? E meseria asta, mi-a dus, dar ce gândesc. Domnul, 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 unde ești? Așa. Hai, scoate ca să fie de la început, scoate pământul. Nu-i bine. De așa trăiesc alții. La poză. Nu, la ce pui rupt până așa, e bună numai sănătos, domnul. Uite, domnule, că ăsta e mai bun decât și mai bine. Da, câți pui e tăi? 4, 5. 5, mai atât pe dealul ăsta? N-am apucat. Că m-a ținut presa.